Sărătoare, bezi, bine ați venit la noi pe Săbă, suntem pe serverul Doom, România Roleplay. Abia de-am intrat. Ne-a fost recomandat de cineva. Și, ce zic, hai să vedem cum facem. Eu m-am ales aici repede asta, o costumație. Dar, hai să vedem, n-am înțeles. Working style, spawn male. Stai să vedem că am înțeles. Da. Na, bine. Hai să le facem repede caracter, am înțeles. Da, alte caractere nu are, sau? Numai asta, numai pe asta le are. Am înțeles. Da, Otter Pants. Da, ne facem femei mai nou. Stone, my pants. Trevor Franklin Random femei male. Așa, e bine. Bun, hai să ne facem acum. Am înțeles. Știți voi care treabă cu asta, nu? Da, bun. Hai să ne băgăm repede o mască. O mască sau... Bă, nu prea îmi trebuie, adică n-am. Apăsați pe F9 dacă intrați pe serverul ăsta. Apropo, trebuie să vă registrați, din câte am înțeles, de hard roleplay. Da. Hai să vedem. Dacă tot e să căutăm ceva, atunci hai să ne facem cum trebuie. Am înțeles. Hunt. What the fuck, zici că... Nu, bun. Mamă, ce are pe aici? Ești nebun la cap? Băi, așa e bine, adică... Supreme. Băi, e configurat super, adică nu... Ci e pe negru. Așa, am înțeles, body, nu am înțeles, nu-mi trebuie nimic. A, da, shift, ce ziceți, cum arătăm așa? Scrieți în comentarii dacă vă place. Până atunci mai ne uităm după una alta. Bă, merge, și deși sunt puține FPS-uri, dar se duce, n-ai treabă. Durează un pic până ne îmbrăcăm. Da, vă dați seama că abia de-am aflat și eu de server și na, de la niște amici cu cine joc. Da, vicina, știți voi. Și hai să vedem ce face la început, adică nu. Vă dați seama că trebuie să ne luăm un job, trebuie să ne luăm ceva după ce ne îmbrăcăm, desigur. Abia aștept să... Am înțeles. Ia Adidas. Face reclamă la Adidas, a? Am înțeles. Legs Hans. Bun. Ok, și ce mai este? Watch. Misc. Nu știu ce e asta. Gla, am înțeles. Hats. Nu-mi trebuie. Și am înțeles. Nu știu. Aaa, pocheiale de la mână. Vedeți astea? Nu, bine, asta e. Bun. Save. I'm happy. Nu, bun. Hai să vedem acum ce facem. Am stat un pic cam mult să mă îmbrac. Pantaloni un pic cam, da, strânși pe mine. Să nu vă aud în comentarii sau în alta. Că, da, 150, da, să crezi tu că voi închiria eu. Bun, hai să vedem. Am înțeles. Mapa încă nu s-a randat. A, e de asta nu. Wow, leu, deci fii atent, te spawnează aici sus, le ai cam pe toate. Ce asta, mă? Han, am înțeles. Hai să vedem ce facem, na. A, poliția Logan. Scutere. Alea grele. Și pe unde primărie? Am înțeles, trebuia să stau, cred că la roșu, dar... Da. Ce mai întâmplă? Bun. Cred că o să dureze un pic până voi găsi primăria. Primărie? Nu.
Asta cred că e ceva legal. Ilegal. Da? A, nu! Da, bine. ATM, primăria, să vedem pe unde scrie primărie ceva. La primărie normal trebuie să mergem casă. Bă, dacă te casă, sunt pe aici, mă! Test auto. Am înțeles, de viitor. Sală de forță, pădurar, permis vânătoare. Na, mă dau seama că abia de-am intrat pe serviu și am zis că bă, hai să facem repede un episod ceva. Să fie pus. Să vedem și noi, da, de față cu voi, că nu e o chestie mai diferită, că încep acolo sau încep dincolo. Na, asta e. Mergem înapoi să vedem dacă cam pe aici ar fi primăria. Dacă nu, chemăm pe cineva și ne explică până la urmă, adică na. Pe cap, mamă, ce frumos e. E nici chiar un alt Uber, trimite SMS. A, pot să încep așa frumos cu documente. Am înțeles, nici buletin nu am, n-am nimic. Abia așa să mă duc până la asta. Da, hai mergem pe aici. Nu, bun. Pe aici se poate intra sau... garaj Doom Taxi, am înțeles. Și da, zic asta mașina de la taxi. Da. Ascunde-te-n părbă, what the fuck? Am mers pe la poliție, le facem identitatea. Cred că o să fie un episod mai lung în care, na, voi arăta tot ce voi face. Mai bine făceam un live. Dar, da, asta e. Se mai întâmplă, știți bine că mai mult sunt cu episoadele, am fost învățat, nu învățat, mai bine prins cu episoadele un alt, dar na, pe vid multe chestii, asta e. Elbrează, vehicule confiscate, bună ziua domnule! Cum vă plăierii, am înțeles. Da, omul... Da, nu cred că pe acolo trebuie să mă duc, sau... Ba, acolo în dreapta avem... Bă, asta HP-ul și alea? Mâncarea? Na, nu știu, o voi căuta. Băi, ce vreau să zic, vă aștept și pe voi pe serverul Doom România Roleplay. Acum voi vedea ce și cum voi face. Sper să pot să găsesc, na, primărie, să mă duc să mă angajez un alta. Da, dacă... Vreți să vedeți mai multe episoade pe acest server, nu uitați de butonul de like și subscribe dacă sunteți noi. Dacă vreți să începem o poveste, să-mi lăsați în comentarii din nou o poveste, cum ar fi povestea caracterului, să începem, nu știu dacă GPS e aici, spital, remat, job, casino, sală de forță, secție de poliție, cabana petreceri. Da, acum atât repet și eu, că na. Nu văd ăsta, dar... Na, ok. Asta e. Da, dacă... Aia zic că dacă vreți să vedeți... o poveste a acestui caracter. Sper să nu ne... Să nu ne încurce nimeni. Și să putem să ne facem ceea ce trebuie. Că din câte am înțeles, serverul ăsta e de hard roleplay. Dar, na. Depinde cum e. Depinde... Ia, pe aici ar fi? Adică două persoane, să înțeles? Hai că stau eu, da. Intră. McDonald's aici? Sau ce aici? Salut? Mai la sus! Poți... Stai pe loc! Ce cauți aici? Am caut primăria. Da, și aici da. Ți se pare că e primărie. Nu știu. Hai, părăsește repede zona până nu mă enervez. Mergi, ca... Da, te rămătam chestia. Da. Dacă tot... Da, ai fost așa cu reacția asta, poți să-mi explici și mie unde e primăria? Abia te-am aterizat în oraș. N-am acum timp, am alte treburi pe cap. Zona. Părăsește zona, repede. Da, bine, dar nu trebuie să fii așa agresiv. Părăsește zona! Vezi, să nu te iau să arunc de pe celeată.
Păi tu pe mata. Deci eu pe mata. Dă-te dracului. Da, mai există și fenomene de genul. În loc să te ajute mai repede, te împușcă și tu în alta. Asta e. Patron. Ce face asta? Hai că face ceva dacă e. Da, hai, du-te că mă trezi imediat că m-a călcat asta. Da. Asta e o fază de fani în moment, adică, pana mea. o să dureze un pic server. Eu n-am jucat pe servere care sunt aici sus în paletă. Pur și simplu trebuie un pic să stau să mă învăț. Dar nu cu căcați de ăștia de playere care ce fac acolo? Da, dar ce trec acolo totuși? Dacă știe cineva care joacă pe serverul ăsta, să-mi zică și mie ce e acolo. Că na. Stare curios și eu. Unde am intrat pe la urmă. Bine, banca BCR e bun. Dar nu, degeaba, nu găsesc primărie, nu găsesc nimic pe aici. Unde să faci permisul? Nu știu cât costă permisul și nebun la cap. Atunci când intri într-un oraș nou și chiar ești nou, adică n-are cine să-ți povestească nimic. Da, facem. Bună ziua. Auzi? Ce să fac pe aici? Pe unde primăria? Primăria, domnul, eu mă duc la din ce înțeles eu pe la poliție, în partea aia, dacă vreți să mergeți acolo. Uite... De acolo vin și nu... am înțeles, a început ploaia. Aoleu, mă plouă în cap. Fugi. Stai că faci un alt cumva. Am vrut să chem adminul. Da. Zic o metră. Da, nu știu pe unde e primăria. Nu știu nicio. Am înțeles. Bă, m-am dus aici pe undeva. Că am un prieten pe aici care doar și-a cumpărat un scooter. Dacă vreți să-l chem și ne duce pe amândoi. Cum ne poate duce pe amândoi pe scooter? Numai dacă păi îl dă-ți ție. Ia o dată pe mine, o dată pe tine, știi? Am înțeles. Face două ture, dar stai așa să-l chem. Mm-hmm. Da, bă, de aterizat și tu în oraș, așa? Băi, pur și simplu vezi să nu mergi acolo pe strada principală, cumva este acolo firmă, pus niște bombardieri de ăștia care, dacă nu faci cum zic ei, te cam ia cu taser-ul, știi? Cam bombardier, na. Da, acum a vorbit cu... Ia să vedem ce aici. Are 0,35 mile, arată la bordul de la scooter. Am aterizat și-o cu avion, dar nu, de fapt pare. Am venit cu barca, știți? A venit din alt oraș. Dar cu barca vine meu. O să prietenul tău, sau? Nu e ăsta. Mm-hmm. A ajunge acum și el. Salut cu metru. Ia uite-l, vine, ia uite-l. Auzi, am și eu întrebare la tine. Yes. Este aici ceva firmă pe principal, am văzut vreo trei șmecherea, să zic așa, și au sărit repede cu taser și să fug de acolo. Nu știi ce ar fi? Sunt nou aterizat aici cu avionul în oraș și am căutat și o primăria. Primăria, doar? Da, primăria, că... Na. Păi nu știu dacă ei se deschis la ora asta, dar poți să te uiți pe forumul lor. Am înțeles. Intri pe internet acolo pe telefon. Mhm. Și cauți, vezi dacă e acolo, la, dacă e suni. Da. Mă, nu știu, vedem. Dacă nu mă refer la primărie, să mă duc să-mi fac un buletin ceva. Te duc undeva, hai să uite la mine. Ai vreo idee? Sper să-l mă trezesc și pe tine că mi-ai banii pe care i-am în buzunar. Hai să uite aici. Mersi cu metri, hai că ne auzim după ani, rămân datoră. Ia, pot să închid muzica. Ia, uite aici pe principală, piesa aici pe un garaj. Da, la secția de poliție îți faci. Nu, zic aici în stânga am fost și eu fost niște bombardieri care m-au amenințat cu taser-ul. A, o fi fost, abar n-am. Ce dacă zici că era cu taser-ul, nu cred că era masă. Nu știu ce să fii cu beța aia, dar i-am întrebat pe unde e și eu început să îi mai ia de mama, adică... Da. Bine că ai scăpat, domn. Bine că măcar atâta. Ei, am zis că da. Poate la poliție și puneți acolo, autoșură. Da, asta a vrut să mă ajute înainte. Am fost la poliție, dar n-am văzut pe nimeni. Am fost un polițist acolo, dar cred că dormea.
Dormeam post, doamne. Nu avem ce face, asta e. De cât timp joci? De cât timp ești în oraș? Sunt de vreo 4 luni. 4 luni? E bine. E ok. Știi. Și ce job așa e recomandat de început? Eu sunt camionagiu. Camionagiu? Și pe permisul să ia... Cum e permis? Tot pentru fiecare categorie. D-ul, C-ul. Tot de la primărie, nu? Da, ți-arăt eu acum că nu. Dacă te rog frumos, că na, rămân eu dator după aia, numai da, să... Da, nu-i problemă. Dacă știi mai bine decât n-am, scuze-mă, poate ai avut altă treabă acum. Nu, no, mă plimbam pe aici. Am înțeles, e bine atunci. Poate, na, no, să vedem dacă să dăm niște bani. Bun, și pe aici ar fi unde fac buletinul, nu? Da, aici este poliție. Mamă, la ce plan. Uite un domn polițist acolo. Da. Poți să-i spui și de... Unde pot să fac și eu buletin? Aici, aici aș vrea ce de acolo, unul pe scaun și... Bună ziua, domnul polițist. Va veni cineva să vă ajute. Aș dori să vorbesc cu dumneavoastră ceva, dacă se poate. Sigur, nu. Am fost aici, pe strada principală, am căutat și eu primăria unde să fac și eu buletinul și au fost trei băieți, îmbrăcați cam în negru, nu știu dacă e chiar adevărat, dar na, și care m-au mai amenințat, au zis să plec de acolo, m-au întins către mine taserul, nu știu ce loc ar fi acolo. Este ceva inscripționat, na, aici pe principală, știi? Da, da, da. Și na, nu știu dacă chiar, mă gândesc că-s periculos un pic. Am să patrulez, dar momentan nu am cum, pentru că mai sunt aici, cum vedeți, mulți am oameni. Da. Nu prea am timp. Păi, o să-l ajut eu pe domnul să facă buletin și tot. Aici aș putea să-mi-l fac, nu? Sau? Da, acolo. Acolo lângă băieții, acolo, luați un loc și vă mișcați. Bine, atunci, mersi frumos. N-aveți 10. Băi, 67 de FPS oră, nu am... Arată, dar... Tatar... Alex. Vârstă 23 de ani. Ți-a schimbat identitatea. Bun. Ia de zone, cum mă duc să verific. Gata. Bine, domnule, spor la muncă. Ce de frumos. Bine, nu pot să te arăt să vezi aici, să faci niște arte. Ok, unde? Aici, la office. Bună ziua. Bună ziua. Cu domnul să... Ce faci asigurări? Asigurări? Păi bine, dar încă nu am mașină, nu am nimic. Am o să mă scut, aici e... Da, asta vedeți și voi ce trebuie să faceți, că nu intrați pe asta. Da, acolo am luat un loc și m-a... Aici ați un loc și completezi acolo fișa. A completat deja. Și pentru permis, nu? Pentru permis? Da, pentru cei noi care intrați acum pe server, știți care e toată schema. Bună ziua. Pentru permis. Ok, și cam cât costă permisul? Nu, mi se pare că nu costă niciun ban. Plătește statul, da. Nu, e bun atunci. Da, bine atunci. Dar că vei te aștept. Cum vezi, mai te arăt. Așteptăm afară. Te aștept afară, în mașină. Bine. Mersi, fain. Da, aici voi pune cumva... Nu știu, am auzit că dincolo pe Hades nu ai voie să areți buletinul și astea. Na, bine, domnul meu, domnii mei, eu am terminat testul. Hai să vedem cum ne descurcăm aici, la traseu. Deja și dăm traseu. Am avut niște întrebări, bă, n-am vrut să încurc pe nimeni sau să zic că, bă, ok, hai că facem acest episod în care, na, ce că vă arăt sau un alt, na, pe alte servere nu prea ai voie să arăți testul de pe ăsta și așa am zis că nu prea mă interesează. Să crezi probleme. Nu, bun. Hai să vedem acum cum ne descurcăm normal. Aici. Sper să nu-l pic, adică, na, testul practic l-am luat din prima. Mă, da, voi o să vedeți direct că o part un pic de negru, black screen, ca să vă explic ce și cum și după aia vă arăt totul înapoi. Oi, un pic acum de la... Da. Întrebarea asta am avut-o.
Da, asta, mașina asta de-a testul. Nu mai știu, e un Tico. Tico, nebuneale de Tico. Deci, na. De început am văd că ne-am făcut un prieten, sper să nu mă trezesc cu el că mă jefuiește și de alea. N-am niciun chef, sincer. Să mă trezesc cu, na. Că mai nou pe 5M nu prea pot să mai ai încredere deja în nimeni. Adică de fapt așa și în viața reală, că nu prea poți să ai, știi? Și tu zici că vrei să mă pui pe aici și să mă duc. Bine. Ok. Da. Mai zice mai încet, că oricum Tico ăsta, Tico cu numere de Polonia. Da, așa de săracu fă omul că, na, și-am scris mașina pe Polonia. Na, bun. No, nu prea am semnalizat eu, dar... Apa, mamă, dar n-aprinde nici frânele, nu prinde nimic. Oh, un pic de muzică. Da, ați auzit și un pic de muzică, dar asta e. Bă, de ce am făcut acele 3 episoade pe... Asta, pe Hades? Am zis că, na, hai să vedem ce și cum, să vedem care e toată schema. Am zis, căutăm servere unde să ne jucăm, unde să fie ok, unde să putem să creăm o poveste. Ca normal, cam asta aș dori. Am primit prin recomandare chestia asta de la un amic. Vreau să mulțumesc că mi-a dat o idee. Și a zis că, ai, ce-s fraierii ăștia. Ani, nu știu ce ar fi pe aici, na. De ce aba? Stai un pic, nu. Numele de Polonia, dar parcă văd că ce fac eu pe aici, cred că-i pica un pic, nu. Asta e. Bă, e frumos. Numai că nu. Pentru începători, trebuie să știți care... Și cum e treaba, să urmăriți, să stați la roșu, deci nu merge numai că bă, că e un altă. Nu ai întrebări din test când începi. Stai să vedem că vine... Bună ziua, domn! Spune cum e trecă, sunt la test acum, n-am timp. Vreți o mașină? Nu vreau, frate. Caută-mă după aia la poliție, că am puțin de timp aici. Bine, bine. Am înțeles. Mă, vrei o mașină? Păi el e cu skin default. Am zis că na. Hai să... Mai bine am stat un pic și am vorbit cu el decât să se bage în mine că da, să picăm noi testul. Păi verde pe amândouă. Na, și asta am zis că vreau să încep o poveste pe un server frumos care chiar e și făcut. Și așa, un exemplu, ok. Nu ai niciun stres. Ai început. Asta e. Băi, cred că episodul ăsta se va numi... Da, testul de permis. A început permisul. Bă, nu știu dacă v-ați uitat până la minutul ăsta, până la minutul... Bine, mă depinde cât a fi pe filmare, dar... Dacă v-ați uitat până aici, să nu uitați că la 3K subscriberi. Avem un giveaway de dat. Împreună cu voi, asta o să vi-l dau vouă ca și cadou de la mine. Dacă facem până de Crăciun 3K subs, atunci, na, deja e pregătit tot, adică nu e, cred că nu s-a lăsat pornite. Na, hai să vedem ce facem aici. Oare mă pune să mă duc prin slalom, așa cu astea. Ai reușit să obții, bravo. Bun. Nu, bun, hai să mergem după omul înapoi. Da, aici voi opri acest episod, am fost Time Happy și vă pup, ne întâlnim pe serverul Doom România. Ciao, o zi frumoasă aveți!